Corbinul Hunedoara s-a impus fără probleme în meciul contra celor de la FC Argeș. A fost 2-0, iar ambele goluri au fost marcate în prima parte a jocului. Jucătorii hunedoreni au deschis scorul repede, în minutul 5 prin Antoniu Manolache, și și-au dublat avantajul prin Marius Kindriș în minutul 24. Ambele goluri ale Corbinului au venit din faze fixe, lucru deloc întâmplător. Antrenorul Florin Maxim a admis că aceste faze fixe au fost lucrate intens la antrenamente în săptămâna premergătoare meciului. Au fost foarte conectați și la fazele fixe, nu că nu ne-au ieșit până acum fazele fixe, dar ieri au ieșit foarte, foarte, foarte bine și sincronizarea dintre ei și cel care bătea cornerul și băieții care atacau, să știți că ne-au ieșit niște lucruri și la antrenament. Mă bucură faptul că reușim să înscriem și din faze fixe. Meciul puteam să-l închidem și prin acea ocazie mare a lui Lupu. Lupu a mai avut încă o finalizare din careu. Bradu a doua repriză, a mai fost și ratarea lui Marius. Pe ansamblu sunt foarte, foarte mulțumit, dar... Dezamăgirea a fost evidentă în cealaltă tabără. Jucătorii echipei adverse au spus că vor căuta motivele care au dus la acest eșec. Și tu, a fost un meci pe care l-am tratat cu intensitate de la începutul meciului până la sfârșit. A fost un duș rece la Buzău, am analizat ceea ce am greșit. Cred că s-a și văzut că nu am mai început cu acea timorare, să zic așa, și am fost cu piciorul pe accelerație de la începutul meciului. Vă dați seama că este normal suporterii să fie supărați, căutăm cu toții cauzele pe care ne trebuie ca să ne scoate de aici, să începem să jucăm fotbal, pentru că așa nu o văd prea bună situația. A fost un meci foarte greu, știam că cei de la Hunedoara sunt o echipă de luptă. Din păcate am primit acel gol foarte repede, după aceea strategia noastră a trebuit să se schimbe un pic și a venit și golul 2, nu am avut forță să revenim și din păcate am pierdut. Corbinul ocupă acum locul 2 în clasament cu 37 de puncte, iar etapa viitoare are meci în deplasare contra celor de la Unirea Slobozia.